vicepreedintele CSM confirmă unul bomb, CSM, și inspecția judiciar, protocoale cu SRI doi membri ai Consiliului cer declasificarea lor. Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, inspecția judiciariș, sublinierei în alta curte de casație sublinierei justiție, ICJ, au încheiat protocoale de cooperare cu Serviciul Român de Informații, SRI, a declarat vicepreședintele din TLCSM, Codru Colaru, în subliniere din cadre plen. Potrivit acestuia, în urma solicitrilor transmise instituțiilor judiciare, după cum s-a decis la ultima subliniere din cadre plen a CSM, în alta curte, inspecția judiciar sublinierei Ministerul Public au transmis ce au încheiat protocoale cu SRI. El a precizat ce sublinierei la nivelul CSM a fost încheiat în protocol cu SRI, însă acesta a fost anulat în 2017. Am primit corespondent cu entități din sistemul judiciar după cum urmează, parchetul de pe lângă ICJ, sublinierei la nivelul CSM a fost încheiat un astfel de protocol denuncat în 2017 la inițiativa tuturor membrilor Consiliului. Toate celelalte entități din sistemul judiciar, în perioada 2005-2018 nu au încheiat astfel de protocoale. Tot ce am primit la această dată, nu sunt atâta subliniereate protocoalele în forma scrisă. Toată situația a vizat doar o corespondent minimal, a declarat Codru Colaru, potrivit News.ro. Colaru a adugat ce protocolele nu au fost atâta subliniereate fiind sunt clasificate, însă le-a cerut membrilor CSM să analizeze protocoalele la nivelul fiecărei instituții. Obiectul punctual al acestor protocoale, dat fiind faptul ce vorbim despre o corespondent clasificat, nu a fost atâta sublinierat, astfel ce membrilor le adresez rugmintea ca, la nivelul instituțiilor, să analizeze punctual această corespondent. Cred ce ar trebui să ne menținem punctul de vedere, să insistme să primim toate aceste protocoale sublinierei să le discutme, a spus Olaru. La rândul ei, presublinieredintele CSM, Simona Marcu, a adresat plenului propunerea de a transmite instituțiilor care au încheiat protocoale cu structurile de informații solicitări de a analiza în ce măsuri sunt îndeplinite elementele procedurale pentru a începe desecretizarea protocoalelor. Consiliului nu i-au fost transmise aceste documente în materialitatea lor, nu putem să exprimăm alte concluzii. Multe dintre protocoale nu mai sunt valabile. Chiar sublinierei cei care avem acces la documente clasificate, avem nevoie să fie declasificate. Propun plenului să transmit solicitări instituțiilor care au încheiat aceste protocoale să analizeze în ce măsuri sunt îndeplinite elementele procedurale pentru a demara desecretizarea acestor protocoale, a spus Marcu. Potrivit acesteia, procurorul general Augustin Lazăre, care nu participă la subliniere din CSM, a solicitat amânarea dezbaterilor pe acest temă. Edin cade plen CSM continuă, însă, în sistem videoconferind cu Uniunea Judectorilor.
În subliniere din caplenului CSM din 20 martie s-a decis, printre altele, transmiterea unei solicitări către Înalta Curte de Casație sublinierei justiție, parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație sublinierei justiție, curcile de apel sublinierei parchetele de pe lângă acestea, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri sublinierei Inspecția Judiciară. În vederea comunicării Consiliului Superior al Magistraturii, în măsură în care există, a protocoalelor încheiate cu serviciile / structurile de informații, începând cu data 1 ianuarie 2005. Serviciul Român de Informații, SRI, a publicat vineri, protocolul de colaborare încheiat de SRI cu parchetul general în anul 2009. Protocolul a fost semnat în februarie 2009 de procurorul general Tiberiu Nicu sublinierei prim adjunctul SRI Florian Coldea sublinierei a înlocuit documente similare încheiate chiar imediat după înființarea de către guvernul Năstase a Parchetului Național Anticorupție, PNA, actuala DNA. Documentul are semnăturile adjunctului SRI Florian Coldea sublinierei prim adjunctului procurorului general, Tiberiu Nicu, fiind aprobat de Laura Codruca Covesi în calitate de procuror general sublinierei de George Maior, director al SRI.